Cine ar fi crezut că să mă joc eu vreodată la firstplay.ro Talking Tom? Serios, Talking Tom. Joculețul ăla când îți modificai vocea și vorbea mai mult eu după tine. Au scos un Endless Runner, se numește Talking Tom Hero Dash. Și am zis hai să-l încerc și eu, știu că pentru copii mici. Dar deja are hype, s-a lansat joia trecută și are vreo 5 milioane de descărcări, poate mai mult. Ok, fix Subway Surfers până acum, nu mă așteptam la altceva, sau jocul ăla cu Hugo și cu Cristiano Ronaldo. Ok, swipe în sus, dreapta, stânga și niște villain care par inspirați de Crash Bandicoot. Și o muzică eroică. Foarte frumos. Jocul se poate juca doar în portrait, cel puțin așa văd eu aici. Fă că îi pocnește pe ăștia automat. Mi-a fi plăcut să pot să apăs eu pe ceva, dacă cred că era prea stresant pentru aia mici. Mamă, stai că s-a enervat Tom. Talking Tom. Sunteți la firstplay.ro în cazul în care ați uitat la ce site sunteți. Știu că nu prea am acoperit E3 2019, dar nu-i timpul trecut. Ce s-a mai anunțat pe acolo? Păi, o grămadă de chestii. Avem un nou Watch Dogs. FIFA 2020 a fost și reprezentat. Mă rog, FIFA 20. Xbox Project Scarlet, care vine în toamna anului viitor. În magazine probabil iarna. Sony nu participă. Ce am mai prezentat? Niște jocuri de mobile interesante, parcă. Ce n-am fost foarte atent. Încă am chiulit. M-am uitat mai degrabă la concertele de la Rock Am Ring decât la E3 2019. Square Enix, evident că a prezentat Final Fantasy la remake, Final Fantasy 7 care iese la anul. Știu că mai... Opa! S-a anunțat în sfârșit când apare Cyberpunk 2077, e și Keanu Reeves în el. Și o să vină în aprilie, la anul. Ok, dar destul cu E3 2019, să vedem ce e cu Talking Tom, Hero Dash. Evident că avem gems și evident că avem încă un currency. Și un orășel de explorat. Și o pisicuță răpită. Și un nene căruia i-aș spune că e Filfizon. Asta e cuvântul zilei, Filfizon. Ok. Foarte vesel Tom ăsta. Se construiește o statuie a libertății în formă de motan. Nu mă înțeleg nimic. Văd că avem și un mic element de city builder. Ok. Dar ne mai jucăm și noi azi? N-am înțeles nimic din asta. În fine, hai să ne întoarcem la joc cumva. Apăsăm pe X. Și apăsăm pe mutanaș. Și putem să-i punem niște outfit-uri. Asta este fix Green Lantern, cred. Cel puțin așa pare să fie. Și hai să apăsăm pe Go. Și sus vedeți și reclama, jocul e Mocha, așa că se întreține din reclame. Am jucat deja 3 minute și simt că am jucat cu 3 minute pe... A, nu pot să cred că am murit. Sper că n-am pierdut costumul. A, n-am pierdut. Zicea că am jucat 3 minute și mi se pare că am jucat cu 3 minute prea mult. Mi se pare că nu e foarte responsiv la comenzi, anumite swipe-uri le ratează. Îmi place că pot să fac swipe în mijlocul săriturii. Și îmi place că nu ratează în momentul când îl pocnește pe adversar. Dacă ești cu o secundă mai devreme sau târziu, ia să vedem, pe banda lui. Jocul nu e absolut deloc greu, cel puțin în astea 3 minute. Trebuie doar să fii vag atent, nici măcar full atent, poți să te uiți la un serial. Să mai swipe-ărești din când în când. Da, e pentru copii mici oricum. Știu că făcuse rău unul ăsta și cu ursulețul ăla Paddington. Culmea că ăla era greu. Deci chiar m-am frustrat când l-am jucat pe ăla. Era greu. Deci îl aveți așa, ăla cu Cristiano Ronaldo și Hugo. Subway Surfers. Minion Rush. Ăsta. Și Paddington. Mă rog, mai sunt țâși pe Endless Runner-ele. Cele mai celebre erau la un moment dat Temple Run-urile. Dar s-au dus vremurile. Ah! Am vrut să sar la trapez. Hai să cheltuiesc astea. Nici că mai am altele. Nu dau seama care e targetul. O să am un boss battle. Opa! Teoretic ăsta ar fi un fel de cap de nivel. Ia să vedem. Dar Talking Tom ăsta, în afară de un urs vorbăreț care îți imită vocea în mod haios, mai e ceva? Am căutat pe net și culmea, am înțeles că ar mai fi încă un Endless Runner, nu ăsta singurul. Și de vreo câțiva ani. Și am văzut că el avea, nu știu, sute de milioane de instalări sau ceva de genul ăsta. Oh my god. Nici măcar nu-i primul. Cum de nu știam. Da, un joc de copilandri. Ok, we get it.
Endless runner, distractiv. Mai degrabă ca să crească niște awareness despre Talking Tom și vocea aia simpatică. M-am jucat 5 minute. Simplu și banal, joculeț pentru copil. Cine caută pe Google joculeț pentru copilul pe de care nu pot să am grijă pentru că n-am timp, poate să-i dea în mână jocul ăsta. Ia să vedem ce face trapezul ăla. Mă rog, că zic trapez, mă refer la trapez, ăla de la circ. În română nu știu cum e. Trapez? Aaaa! Vai, cât de cute a fost animația asta. A fost cute. Watch an ad. Hello, păpușă asiatică. Hello, hello. Konichi, wow. Oh my god, cât mai durează reclama asta. Deci toate youtuberițele au vocea subțire. De la Andra Gogan până la Konichi, fata asta. Toate youtuberițele celebre au vocea subțire. De șoricel nedezvoltat care a rămas la prepubertate. Plus Marția Bizonini a lui PewDiePie. Super subțire vocea. Și dacă nu mă înșel și Gagica lui Max Infinit. Tot voce subțire. Deci mă fac și youtuberiță. Trebuie doar să am vocea foarte subțire. În fine. Mă ia de la început. Ar fi drăguț să mai schimbe totuși mediu. Bănuiesc că dacă ajungi la capătul zonei te duce în alt oraș, eu știu. Sau poate deblocăm alte zone de oraș cu acel element de city builder, cum l-am numit eu. Mamă, deci mă tot uit la timerul ăla și arată 6 minute. Mă simt epuizat. Și o spune un om care a jucat Rage 2. Și ce Dumnezeu, sunt ratoni? Că par să aibă mască de ratoni. Și unii au plangere, cum aveau iepurii din Rayman Raving Rabbits, alții au bâte de baseball. Uite-l pe ăsta acum de la Picamăr. Viitorul Dorel. Da chiar, niciun Rayman? Poate să anunțe la E3 ceva Rayman nou? Vă că au anunțat un Watch Dogs nou. Nici urmă de un Assassin's Creed nou. A, ce bine că avem scut. Nu că ar fi foarte util, că ăștia cum e omor automat. Ok, bag of money. I went through a donut. Super. Mă, nu mai pot cu jocul ăsta. Prea copilăros pentru mine și prea simplu. Opa, coins dublate. Venea mașina de gunoi lui Prigoană să ne ia, opa. E, se complică treaba, vedeți? Dar așa, cu 0,5%. Oare dacă intru cu ăsta într-o zi, ce pățesc? A, dispare și scutul. Adică de norociți nu mai lasă pe trotură. E, aici se complică puțin treaba, sunt șanse mari. Păi, nu pot să cred! Nu pot să cred! Nu pot să cred. E, ce-am făcut aici? Am deblocat o cutie nouă și înăuntru se află... Se află? Bani. Diamante. Și o cască. Bucurie mare. Asta seamănă cu un Batman suit. În fine, asta este jocul Talking Tom, Hero Dash. Vă place sau nu, nu știu. Dar dacă aveți copii, dați-le o șansă să-l joace. Ce drăguți. Ce să stea, mă? Talking Tom, Talking Ben, Tom Jetski. De ce sunt astea? Ah, sunt alte... Mama, astea sunt jocuri? Astea sunt jocuri cu Talking Tom? Jesus. Mă, dar sunt multe. Foarte multe. Cam ăsta a fost joculețul, nu-ți dau nici măcar notă. E pentru copii până la urmă, n-am eu ce să zic despre el. Sunt întrebați un copil de 5 ani, cum mi se pare, apoi unul de 14 ani și vedeți. By chest. Și ăla micu zice, tati, dă cardul de credit, luna asta nu mâncăm. Ok. Asta e jocul. Eu v-am pupat, v-am lăsat să-mi joace cei mici, că eu sunt bătrân, mă duc să iau pensie, pa!